Războiul acuzațiilor dintre Ministrul Justiției Tudorel Toader și Procurorul General Augustin Lazar se amplifică. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Procurorului General Augustin Lazar un document în care afirmă că nu a identificat niciun act de clasare a vreunui dosar penal al președintelui Claus Iohannis pe care l-ar fi instrumentat Augustin Lazar pe vremea când era procuror șef la Alba Iulia. Faptul că Augustin Lazar ar fi clasat un dosar cel vizat pe președintele Claus Iohannis și după aceea ar fi pus acea rezoluție în dosarul de candidat pentru a da bine a fost una dintre principalele acuzații lansate de ministrul Justiției la adresa procurorului general când a propus revocarea sa. Pe 27 aprilie 2016 a semnat numirea în funcția de procuror general, unde nu exista evaluarea criteriilor de performanță profesională. Rezultă faptul că ministrul Justiției de la acea dată a făcut propunerea de numire în funcția de procuror general cu nerespectarea criteriilor și procedurilor legale. Președintele Republicii nu a verificat legalitatea evaluării în propunerea numirii făcute. De ce Ministrul Justiției a transmis fără ca dosarul să fie complet? Președintele a numit fără a exista verificarea legalității și nu credem faptul că are vreo legătură numirea cu unul dintre momentele din dosarul de candidatură, în care, și nu înțeleg de ce, apare o rezoluție de clasare emisă de procurorul Lazar referitoare la președintele României în funcție. A acuzat Tudorel Toader miercurea trecută, care a și promis că va face public documentul în zilele următoare, dar încă acest lucru nu s-a întâmplat. Augustin Lazar a negat vineri că ar fi instrumentat vreun dosar cel vizat pe actualul președinte, Claus Iohannis. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii confirmă că în mapa profesională a procurorului general Augustin Lazar nu se află o asemenea lucrare penală la care făcea referire Tudorel Toader. Tot acest schimb de acuze și dezmințiri între cei doi are loc în contextul în care se așteaptă decizia președintelui Iohannis dacă îl revocă sau nu din funcție pe Augustin Lazar la cererea ministrului justiției Tudorel Toader.